Expoziția fotodocumentară Mărturii din Gulag, memoria victimelor regimului totalitar comunist, a fost vernisată la Memorialul Revoluției din Timișoara. Tema expoziției este instaurarea regimului de ocupație sovietică în teritoriile din stânga Prutului, care a avut consecințe dramatice, resimțite în Republica Moldova până astăzi. Au fost prezentate mărturii ale oamenilor care au trecut prin cele trei valuri de deportări, în perioada 1940-1951, cu consecințele practicilor și politicii represive. La toate acestea se adaugă perioada de foamete, ca urmă a politicii de rechiziții a cerealelor. În perioada 41-42, pe lângă că a fost o foamete pentru toată zona aceea, Imperiul Rusesc practic a înțeles să ia absolut toată recolta, tot ce a semnat grâu și porumb de la cei din Republica Moldova, rămânând aceștia fără nicio formă de hrană, astfel încât peste 200.000 de oameni au murit de foame, peste 350.000 de oameni au suferit de malnutriție și, din păcate, au fost chiar și cazuri de canibalism. Au fost vremuri foarte grele, iată s-au suprapus deportări și foamete și totuși, peste ani, peste decenii, iată astăzi avem aici mărturii acelor oameni care au trecut prin acele greutăți. Tema expoziției este de actualitate în condițiile în care după aproape un secol ne confruntăm cu aceeași dorință de expansiune a fostului Imperiu Sovietic la granițe. Chiar asta este ideea. Dacă am avut acum 80 de ani o expansiune rusească, sovietică, care a durat până la căderea Uniunii Sovietice, acum din nou se încearcă același lucru. Federația Rusă a atacat o țară vecină, o țară independentă și suverană, în această dorință de expansiune, de imperialism. Documentarea expoziției a fost realizată de o echipă de cercetători și s-a desfășurat în perioada 2014-2020, inițiatorul proiectului fiind profesor dr. Virgiliu Bârlădeanu de la Universitatea de Stat Chișinău. Noi am avut experiența de a vorbi cu oamenii simpli, care au avut în soarta lor o perioadă foarte grea. O perioadă de sovietizare forțată în urma unui atac, ultimatum și o anexă a Basarabiei, în urma căreia, deci oamenii care am avut onoare, eu consider să vorbim, să ne transmită această experiență, să ne povestească, a fost și primați și trimiși în Siberia de gheață. A fost o experiență care, vedem acum, din păcate, tendința să se repete. Urmările acelei perioade dramatice se resimt și astăzi în rândul membrilor familiilor deportaților. Bunicul Anei de Revciuc s-a numărat printre ei. Nu dormea nopțile, țin minte că îmi zicea tata că nu prea dormea, avea ticuri, foarte multe ticuri, se schimbase la față foarte mult, era de nerecunoscut. Și, nu mai știu, cred că reacționa foarte dubios la sunete. Dacă îi scăpa ceva, străbunica scăpa ceva prin casă, reacționa foarte, nu știu, așa, desperiat. Expoziția poate fi vizitată la Memorialul Revoluției până în 25 octombrie.